Mesele de Crăciun și Revelion pot fi o încercare grea pentru organismul nostru. Fripturi de porc, dulciuri și alcool care se depun pe corp, dar ne dau bătaie de cap și din punctul de vedere al sănătății. Bucătarii vin cu rețete care mai de care mai acre, menite să ne ajute să scăpăm de grăsimi. Ciorba de potroace e rețeta cea mai populară după câteva zile de giftuială. O ciorbă de potroace din carne de curcan, legumele tragem la tigaie un pic, după care le adăugăm peste ciorbă și ducem ciorba spre final. Când va trebui, dăm la o parte oala după foc și dăm în clocot zeama de varză cu niște leuștean în ea. Important este ca din meniul de revenire de după sărbători să nu lipsească acriturile, fie că e vorba de ciorbă sau mâncare. Este ca o ciorbă făcută la rece, cum ar veni. Asta e și gata. I-am afundat imediat în zeama de varză. Strong. Chiar zeamă de reveneală.